Suntem în studiul cărții Apocalipsa, care am spus că este descoperirea lui Iisus Hristos pe care i-o dă Dumnezeu, ca să o arate robilor săi. Atenție, este cu un caracter unitar, este o singură descoperire, este o singură revelație pe care Dumnezeu Tatăl i-o dă Domnului Iisus Hristos ca să ne-o dea nouă și este singura carte din Scriptură în care se spune ferice de cine citește cartea aceasta, de cine ascultă și de cine împlinește cartea aceasta. Pentru că sunt lucruri pe care trebuie să le ascultăm și să le împlinim. Și spune și motivația. De ce trebuie să le ascultăm și să le împlinim? Pentru că vremea este aproape. Slăvit să fie Domnul că venirea Lui se apropie. Este ultima carte a Bibliei și poate fi pusă în paralel cu Geneza, ceea ce am și făcut data trecută. Și am spus că dacă în cartea Geneza începe prima creație, în cartea Apocalipsa începe a doua creație. Dacă în cartea Geneza avem un cer și un pământ, prima creație, în cartea Apocalipsa avem ceruri noi și un pământ nou. Dumnezeu face și ceruri noi, slăvit să fie El. Amin. Cartea Apocalipsa este cea mai dezbătută, cea mai comentată și cea mai neînțeleasă. Dar cu ajutorul Domnului și prin Duhul lui Dumnezeu vom încerca să-i pătrundem toate tainele cu ajutorul Duhului lui Dumnezeu, așa cum am spus, pentru că El este un Duh de înțelepciune, de cunoștință și dincolo de asta, Duhul este autorul prorociei. Împărțită în 7, cartea aceasta mai poate fi împărțită și în 3 părți principale. Prima parte corespunde primului capitol și anume Domnul Iisus Hristos în slavă. Vă aduceți aminte? Și slăvit să fie Domnul, noi nu mai avem un mântuitor răstignit pe o cruce. El nu este mort, El nu este nici mormânt, este un mântuitor viu, în slavă și cel care l-a cunoscut de aproape și își punea capul pe pieptul lui, adică ucenicul prea iubit Ioan, când l-a văzut așa cum era în toată slava lui, a căzut la picioarele lui ca mort. A putut să spune decât așa, am văzut pe cineva care semăna cu Fiul omului. Înfățișarea lui cu totul și cu totul schimbată. El este om, dar este în trupul lui slăvit și Dumnezeu adevărat și viața veșnică. Într-o zi, foarte curând, îl vom vedea și noi și noi vom cădea la picioarele lui și El își va pune mâna peste noi și ne va ridica exact cum a făcut și cu Ioan. Și așteptăm ziua aceea din toată inima. Prima parte corespunde capitolul 1 și înseamnă Hristos în slavă. A doua parte sunt cele două capitole cu care începem studiul astăzi, și anume capitolul 2 și capitolul 3, care cuprind în 7 biserici istoria completă a bisericii. Dragii mei, nu la întâmplare sunt alese 7 biserici, ci pentru că aici este dată istoria completă a bisericii în toate epocile sale, de la biserica primară până la biserica finală. Și vom vedea că ele sunt grupate în două părți. Biserica de la început, primele 3 părți cuprind o anumită perioadă a istoriei și ultimele 4 biserici cuprind o altă perioadă a istoriei și anume bisericile care vor exista până la venirea Domnului Iisus. La ultimele 4 biserici, despre care tocmai am vorbit, la ultimele 4 biserici nu numai că este un indiciu textual și anume acea frază cu care se încheie cel ce are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Nu numai că fraza aceasta apare pe o altă poziție, dar în ultimele 4 biserici se vorbește foarte clar despre venirea Domnului. Se face aluzie la fiecare dintre ele de venirea Domnului Iisus. Deci sunt 4 biserici care vor apuca venirea Domnului Iisus. Sunt primele 3 despre care vorbim acum, corespunzând perioade istorice, biserica primară, respectiv biserica persecutată și biserica medievală. Astăzi o să începem cu prima, cu ajutorul Domnului. De la capitolul 4 până la 22 este a treia parte, și anume biserica în slavă. De la capitolul 4, fraților, biserica nu mai e pe pământ. În capitolul 1 e pe pământ, în capitolul 2 și 3 este întreaga ei istorie. Cartea aceasta este și cronologică, până într-un anumit punct. Capitolul 1 cuprinde istoria arătării slavei lui Dumnezeu și lucrurile anume care sunt, ceea ce a văzut Ioan, ceea ce a putut să descrie și anume pe Domnul Iisus Hristos cel slăvit, bisericile din capitolele 2 și 3, istoria bisericii, până la finalul ei și de la capitolul 4 este dincolo de finalul bisericii. Biserica se încheie, își completează cercul, de aia sunt 7, că înseamnă ceva plin, ceva de plin. Își completează cercul în capitolul 3 la sfârșit și de la capitolul 4 biserica nu mai e pe pământ. Slavă Domnului! De la capitolul 4 se produce altceva și anume tranziția de la împărăția din mâinile celui rău în mâinile Domnului Iisus. Dragii mei, cum a ajuns cel rău să aibă stăpânirea asupra împărăției pământului? Cum a ajuns? El a creat ceva? Nimic, absolut nimic. El este decât uzurpatorul. El a reușit
să distrugă, să uzurpe, să aducă păcatul în lume și prin păcat el a căpătat stăpânire asupra domniilor acestui pământ. De aceea când Domnul Iisus vine în lume, el spune, iată vine la mine cine? Stăpânitorul lumii acesteia, dar el n-are nimic în mine. Va veni o vreme și foarte curând se apropie vremea aceea, când pe o perioadă de 7 ani, care începe cu ridicarea bisericii la ceruri sau răpirea bisericii, pe o perioadă de 7 ani se va face tranziția luindu-se celui rău împărăția din mâinile lui și dându-se împărăția în mâinile Dumnezeului celui viu și a Fiului lui slăvit, Domnul Iisus. El pentru aceasta s-a născut ca să domnească. Și vine ziua, se apropie, când el va ședea pe scaunul de domnie al lui David la Ierusalim și timp de 1000 de ani va încheia cercul perfect al istoriei pe o perioadă de 7000 de ani, cu ultima 1000 de ani reprezentând împărăția lui slăvită. Bun, ajungem în capitolul 2 și citim de la versetul 1, și anume Biserica din Efes. Domnul Iisus, în capitolele 2 și 3, așa cum am spus, adresează el personal cuvinte și îi poruncește lui Ioan să scrie cuvintele acestea. Sunt scrisori sau epistole scrise de către Domnul Iisus și trebuie luate foarte în serios, pentru că sunt cuvintele lui Dumnezeu vrednice și adevărate pentru noi astăzi. Îngerului bisericii din Efes scrie-i, iată ce zice cel ce ține cele 7 stele în mâna dreaptă și cel ce umblă prin mijlocul celor 7 sfeșnice de aur. Știu faptele tale, osteneala ta și răbdarea ta și că nu poți suferi pe cei răi, că ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli și nu sunt și i-ai găsit mincinoși. Știu că ai răbdare, că ai suferit din pricina numelui meu și că n-ai obosit, dar ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea dintâi. Adu-ți dar aminte de unde ai căzut, pocăiește-te și întoarce-te la faptele tale din tâi. Altfel voi veni la tine și îți voi lua sfeșnicul din locul lui dacă nu te pocăiești. Ai însă lucrul acesta bun, că urăști faptele nicolaiților pe care și eu le urăsc. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Celui ce va birui, îi voi da să mănânce din pomul vieții care este în raiul lui Dumnezeu. Amin. Dragii mei, fiecare dintre cele 7 epistole are câte o structură bine definită. Câte puncte ar avea structura asta? Ghiciți? E foarte simplu de ghicit. 7 puncte. Primul punct este numele bisericii. Nu este nevoie să notăm. Al doilea punct este numele pe care și-l atribuie Domnul în relație cu acea biserică. Pentru că la fiecare biserică se prezintă cu un nume diferit. În relație cu numele din primul capitol. Al treilea lucru este o apreciere asupra stării bisericii. Dacă starea bisericii este bună sau dacă este rea. Al patrulea lucru este observație sau mustrare și avem încă anticipez că la 2 din cele 7 biserici nu are nicio observație, nicio mustrare de făcut. Înseamnă că bisericile acelea mergeau bine. Al cincea parte este un îndemn sau un sfat sau o poruncă dată bisericii. Așa este făgăduința pentru cel ce va birui. De fiecare dată se repete expresia aceasta. Cel ce va birui. Celui ce va birui. Și pentru fiecare are o făgăduință separată. Și în final este încheierea aceasta care este comună la toate. Și anume, cine are urechi să asculte ce zice bisericilor? Duhul. Duhul este cel care vorbește bisericilor. Cine are urechi? Mâna sus. Aproape toți. Avem urechi. Deci ne este adresată și nouă această carte și fiecare dintre aceste 7 epistole. Nu trebuie să le luăm numai pentru vremea de atunci. Ele au ceva de vorbit pentru starea bisericii din toate timpurile și pentru starea noastră astăzi. Haideți să luăm pe rând fiecare lucru și anume numele bisericii Efes. Am să vă spun pe scurt despre orașul Efes. Este un oraș din Asia Mică cu o mare importanță comercială în vremea aceea. Avea în jur de 50.000 de locuitori, ceea ce însemna foarte mult pe vremea Domnului Iisus și în speță pe vremea lui Ioan, la sfârșitul primului secol. Apocalipsa este scrisă undeva prin anul 95. Era al treilea oraș din Asia după Sardes și Troa. Sardes apare și el ca oraș citat aici. Și Troa, vă aduceți aminte ce s-a întâmplat la Troa? Acolo apostolul Pavel, ce-a făcut? Și-a lungit vorbirea până după miezul nopții și un tânăr Eutich a căzut și a fost ridicat mort, dar Pavel l-a luat de acolo. Și Duhul lui a revenit în el și a fost un prilej de mare bucurie pentru toți. Era aflat la intersecția mai multor drumuri folosite pentru schimburi de mărfuri și foarte bogat din taxele pe care le percepea. Atracția principală din Efes era templul
Dianei sau templul Artemisei, care e una dintre cele 7 minuni ale lumii antice. Era un loc de închinare păgână și de desfrâu. Foarte mare, imens era, o construcție gigantică, o construcție imensă. Încă se întreabă oamenii din zilele noastre cum au putut să construiască în vremea aceea așa ceva. Era dedicat desfrâului și prostituției sacre. Sacre cu ghilimelele de rigoare. Industria obiectelor de argint folosite în cultul idolatru aducea un mare profit. Și liderul acestei industrie era unul care se numea cum? Dimitrie, argintarul, care atunci când apostolul Pavel intră în Efes, provoacă o mare răscoală. Astăzi orașul se numește Selcuk. E la câțiva kilometri de Kushadasi, unde creștinii n-au ce să facă, pentru că acolo este o stațiune turistică la țărmul mării. Din păcate, unii creștini cred că pot să se ducă și la plajă. Noi știm că lucrul acesta nu e permis de Scripturi. Și să știți că dacă acolo apostolul Pavel a fost cu adevărat, a fost și Timotei și alții dintre apostoli, ei n-au fost acolo ca să facă plajă. Ci au fost ca să vestească Evanghelia și au suferit o mare prigoană din pricina celor care îi ascultau. Până astăzi se pot vedea ruinele a numeroase monumente antice, dar și cu legate de trecutul creștin. Acolo au fost Ioan, Luca și Timotei. Și se pare că acolo au murit toți trei, fiecare pe rând. O să vorbim despre aceasta. Aș vrea să spun câte ceva despre istoria lucrării creștine din Efes. Noi am studiat Faptele Apostolilor și vă aduceți aminte că la capitolul 19 Pavel găsește, la începutul capitolului este descris, ce găsește în Efes? 12 ucenici ai lui Ioan Botezătorul. Se duce, vorbește cu ei și întreabă, ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? Iar ei răspund, nici măcar n-am știut că s-a dat un Duh Sfânt. Dar cu ce botez ați fost botezați? Cu botezul lui Ioan. Și atunci când a auzit lucrul acesta, Pavel le-a vestit Evanghelia, i-a botezat în numele Domnului Iisus. Îndată a venit peste ei Duhul Sfânt. De ce se știa lucrul acesta? Pentru că vorbeau în limbi și proroceau. Lucru valabil până astăzi. Slăviți să fie Domnul. Așadar, biserica a început cu 12 persoane. Iudeii n-au crezut, iar Pavel s-a mutat în școala lui Tiran sau Tiranus. Timp de mai bine de 2 ani a continuat să învețe acolo pe noi ucenici, iar Evanghelia ajunge să se propovăduiască în toată Asia, având drept centru Efes. Efes se transformă într-un centru de misiune pentru toată zona Asiei Mici, adică pentru Turcia de astăzi, până în nordul Siriei, până aproape de nordul lui Israel. În toată zona aceasta și până în partea cealaltă spre Grecia, Efes este centru misiunii. Este de remarcat lucrul ăsta pentru că Domnul Iisus, când vorbește bisericii din Efes, îi apreciază în primul rând ce? Faptele sale. Era o biserică foarte activă. Așa a fost de la început. Pavel de acolo a profitat de ocazie să trimită misionari în toate părțile și întreaga Asia a auzit Evanghelia pornind din Efes. Domnul să facă și din Târgoviște un astfel de centru de misiune. Amin. Și Evanghelia să se ducă în tot sudul țării, care este mai întunecat decât nordul sau vestul țării noastre. Și dorim din toată inima să fie așa. Dacă noi vom fi credincioși lui, el poate face lucruri la care nu ne gândim. Răscoala lui Dimitrie îl determină pe Pavel să plece în Macedonia și apoi în Grecia. După aproape 3 ani cât a petrecut acolo. Din Efes, cât timp a fost în Efes, el scrie Corintenilor, prima epistolă către Corinteni. Și după Troa, Pavel ajunge la Milet, vă aduceți aminte în Fapte, capitolul 20, și din Milet cheamă pe prezbiterii bisericii ca să se despartă de ei, spunându-le între altele și cuvintele acestea, știu că nu-mi veți mai vedea fața. Și ei plâng și cu greu se smulge din brațele lor. O dovadă a dragostei adevărate. Apostolul Pavel, la întâlnirea aceasta cu prezbiterii, le spune să se păzească de lupii răpitori care, după plecarea lui, vor veni înăuntru bisericii și nu vor cruța turma. Deci, timp de 35 de ani trecuseră de când Pavel fusese în mijlocul lor și se despărțise până în momentul scrierii epistolei, ei avuseseră de înfruntat lupii răpitori. Și vedem foarte clar aici, în versetul 2, spune, ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli și nu sunt și ai găsit mincinoși. Iată-i, deci, foarte ascultători. Pavel le-a spus, feriți-vă de lupii răpitori, 35 de ani s-au ferit, i-au încercat când venea cineva și spunea că e apostol, cum vin unii azi și zic, eu și eu sunt predicator, bine, hai să te încerc.
îi încercau, îi găseau mincinoși, afară cu voi. Și pentru asta Domnul Iisus îi laudă și zice, foarte bine, știu faptele tale, bine că i-ai încercat, bine că i-ai găsit mincinoși, bine că nu i-ai primit. Exact cum vorbise prin Apostolul Pavel. Timotei este lăsat ca prim episcop al bisericii, aceasta este scris în 1 Timotei, capitolul 1, versetul 3. Pe Timotei îl lasă Pavel ca episcop principal al bisericii. Și e foarte important lucrul acesta, vom vedea imediat de ce. Istoria creștină afirmă că Efesul a fost locul din care Ioan a scris Evanghelia sa. Evanghelia după Ioan a fost scrisă din Efes, pentru că Ioan, înainte să fie exilat în insula Patmos, a fost în Efes. Și după exilul din insula Patmos, este o întreagă istorisire aici, spune că pe Ioan au căutat să-l omoare ca să moare și, să fie și el omorât ca ceilalți 11 apostoli, numai că n-au reușit. L-au coborât într-un cazan mare cu ulei încins și n-a avut nimic. Și au zis, nu, omul acesta nu putem să-l omorâm, e ceva divin aici și nu putem face altceva decât măcar să-l facem să tacă. L-au dus pe o insulă numită Patmos. De acolo, când s-a schimbat împăratul din Roma, el se întoarce în Efes, unde avea pe bunul lui prieten Timotei, prim episcop al bisericii. Foarte interesant, este foarte probabil ca îngerul bisericii din Efes să fie Timotei. O să vedem imediat de ce. În 1 Timotei, capitolul 1 cu 3, spune după cum te-am rugat la plecarea mea din Macedonia să rămâi în Efes, ca să poruncești unora să nu învețe pe alții altă învățătură. Pavel îl așează acolo. O relatare istorică afirmă că Timotei a fost ucis cu pietre la vârsta de 80 de ani. Timotei și Ioan erau cam de aceeași vârstă. Ioan era un pic mai în vârstă, Timotei puțin mai tânăr. La vârsta de 80 de ani, probabil undeva în jurul anului 95-96, de aceasta nu știm foarte sigur dacă el era îngerul bisericii din Efes sau altul, pentru că în jurul acelei date, relatarea istorică spune că el a ieșit să vestească Evanghelia tocmai când era procesiunea în cinstea Dianei. Și vestind Evanghelia cu mare curaj, până la moarte a fost credincios Timotei. Vă aduceți aminte ce îi spune Apostolul Pavel? Luptă-te, lupta cea bună a credinței. Până la 80 de ani, el este un bătrânel la 80 de ani, se pune de-a curmezii și își zice, voi sunteți pierduți, voi vă duceți în iad, pocăiți-vă, pentru că ceea ce faceți voi nu e plăcut lui Dumnezeu. Și pentru aceasta este târât și ucis cu pietre, la vârsta de 80 de ani. Nu știm dacă încă lucrul acesta s-a întâmplat înainte de scrierea acestei epistole sau după scrierea ei. Dacă s-a întâmplat după scrierea ei, atunci Timotei este îngerul bisericii. Dacă s-a întâmplat după, este cel pe care Timotei l-a pus în locul lui, succesorul lui Timotei. Vreau să facem o scurtă paranteză, să ne uităm puțin la acest Timotei, pentru că este un exemplu pentru noi, înainte de a merge mai încolo cu epistola. Timotei a fost un ucenic de excepție. Apostolul Pavel spune despre el când îi scrie prima epistolă lui Timotei. Sunt două adresate. Normal că a fost un ucenic de excepție din moment ce în Noul Testament, în Cartea noastră Sfântă, sunt găsite două epistole adresate cui? În primul rând lui Timotei și pe urmă nouă, bineînțeles, astăzi. Într-una din ele spune toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu. Adevăratul meu copil în credință îl numește Pavel. Foarte frumos. În altă parte, în 1 Corinteni, îl numește copilul meu prea iubit și credincios în Domnul. Cât de frumos! A fost și el închis pentru credință în vremea lui Pavel. În Evrei 13:23 spune Apostolul Pavel, să știți că fratelui Timotei s-a dat drumul. Dacă vine curând, voi veni împreună cu el să vă văd. Ucenica lui Pavel însemna să aibă și suferințele de care Pavel avea parte. Și el a avut parte de aceste suferințe și a murit ca martir. Iar la Filipeni 2:20, aici mi se pare expresia cea mai înaltă a dragostei și a prețuirii lui Pavel pentru Timotei, spune așa, căci n-am pe nimeni care să-mi împărtășească simțirile ca el. Atât de frumos vorbește despre Timotei. Și zic și eu așa, Doamne, fă din fiecare de aici un ucenic asemenea lui Timotei. Amin. Amin. Mergem mai departe. Al doilea lucru, numele pe care Domnul Iisus îl poartă în relație cu biserica. Haideți să ne uităm la versetul 1. Este așa, cel ce ține cele 7 stele în mâna dreaptă și cel ce umblă prin mijlocul celor 7 sfeșnice de aur. Aduce în primul plan sprijinul său pentru îngerul bisericii sau pentru slujitorul principal al bisericii. Cel ce ține cele 7 stele, vă aduceți aminte, cele 7 stele sunt cei 7 slujitori sau cei 7 episcopi sau responsabili ai bisericilor și el subliniază că faptul că îl ține în mână pe liderul, pe responsabilul acestei biserici.
Bineînțeles, Domnul Iisus este capul bisericii. Nu îngerul sau nu păstorul principal, ci Domnul Iisus este capul bisericii. El este cel care o cercetează. El este cel care umblă, observați aici, cel ce umblă prin mijlocul celor 7 sfeșnice de aur. Domnul imediat face deosebirea și spune lucrul acesta: eu țin în mână pe cel care conduce biserica pe pământ, dar capul sunt eu. Și capul slăvit vorbește trupului său în cazul nostru de aici. 7 sfeșnice sunt cele 7 biserici reprezentative pentru mireasa Domnului Iisus. Al treilea lucru, și anume aprecierile asupra bisericii. Haideți să ne uităm la versetul 2. Prima apreciere: știu faptele tale, osteneala ta și răbdarea ta. Oamenii aceștia, dragii mei, aveau o activitate intensă în slujba Domnului. La 35 de ani după plecarea lui Pavel, ei nu obosiseră să continue să fie un centru de misiune. 35 de ani au fost în slujba lui Dumnezeu și au fost un centru de misiune. Și dorința mea din toată inima este aceasta și pentru noi astăzi. Noi nu vom mai avea 35 de ani. Foarte probabil că timpul nostru se scurtează și foarte curând Domnul Iisus va face viață cuvintele acestea, le va face aplicația lor practică pe pământ și se vor împlini fiecare literă și fiecare iotă din acest din această descoperire se va împlini la propriu pe pământ. Dar dacă vom mai avea 35 de ani, vom fi noi gata să slujim lui Dumnezeu cu toate faptele noastre, cu toată inima noastră, cu toată dorința noastră? Domnul să ne ajute să fim așa. Osteneala ta și răbdarea ta. Al doilea lucru pe care îl apreciază, că nu poți suferi pe cei răi, că ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli și nu sunt și ai găsit mincinoși. Deci în doctrină ei erau foarte corecți, foarte bine. Iată două aprecieri foarte bune. Să fii foarte activ pe terenul de misiune și în al doilea rând să ai și doctrina corectă. Să știți, dragii mei, lucrurile acestea la puține biserici li se pot aplica astăzi. Puțini sunt activi în domeniul misionar. Foarte puțini. Suntem preocupați astăzi să ne facem săli mari, luxoase, să investim bani în fotolii, în vile, în lucruri mari, în mașini străine, în haine scumpe. Și foarte puțin în domeniul misiunii. Și mai greu găsești oameni care să se investească în domeniul misiunii, oameni capabili și dornici să trăiască în credință întreaga viață pentru Dumnezeu. De aceea misiunea este lăsată deoparte. Foarte puține biserici misionare cu adevărat pe pământul nostru astăzi și cu atât mai puțin în România și cu atât mai puțin în sudul țării, aici unde ne aflăm și noi. Foarte puțin. Și mai puține decât atâtea sunt biserici cu doctrină corectă. Foarte puține. Un aspect decât de doctrină, vă dau un aspect de doctrină greșită. Cum se numea biserica din Efes? Cum se numea biserica din Efes? Biserica din Efes se numea Biserica din Efes. Nici nădejdea, nici speranța, nici adormirea Maicii Domnului, nici bună vestire. Iată un aspect de doctrină falsă, de doctrină greșită. Nicăieri în Scriptură nu găsim o biserică care să poarte un alt nume decât Biserica lui Hristos. În schimb, astăzi găsim foarte multe culte, denominații, nume și supranume și peste toate acestea Domnul Iisus am vrea noi să-și pună pecetea. Niciodată nu se va întâmpla asta. Acestea sunt lucruri făcute de oameni și Domnul nu binecuvintează lucrarea omului, ci binecuvintează numai lucrarea sa, lucrarea lui Dumnezeu. Numai un aspect mic de doctrină v-am dat. Foarte puține biserici care să fie corecte în doctrină. Dar nu e suficient. A treia apreciere este: știu că ai răbdare, că ai suferit din pricina numelui meu și că n-ai obosit. Prigoana a fost încă de la început. Vă aduceți aminte, Pavel, timp de 2 ani și 3 luni cel puțin, până spre 3 ani, cât a fost în Efes, el a avut parte numai de prigoană. Și Dimitri a reușit să facă o răscoală publică, dar înainte de Dimitri a fost prigoană din pricina iudeilor. Tot timpul a fost prigoană. Oamenii aceștia au stat 35 de ani sub prigoană. Câte zile am stat noi sub prigoană? Nici măcar o zi. Deocamdată. Nu se știe dacă noi nu vom apuca. Oamenii aceștia stătuseră 35 de ani sub prigoană. Și nu încetaseră să sufere. Spune: știu că ai răbdare și că ai suferit din pricina numelui meu și n-ai obosit să suferi. 35 de ani să nu obosești de suferință? Păi eu cred că noi după un an, ce un an și mai puțin decât atât, am fi extenuați. Și am zice: vai cât de mult am suferit. Ei 35 de ani au slujit lui Dumnezeu, au păstrat doctrina corectă,
învățătura Scripturii corectă și au suferit pentru numele Domnului Iisus. Inclusiv, cum am spus, Timotei a fost ucis cu pietre în mijlocul lor. Oameni care au suferit. Nici nu ne putem compara. Foarte repede acuzăm în Efes și spunem, asta e biserica fără dragoste. Nu, noi suntem mult departe. Noi încă n-am suferit o zi de prigoană, noi încă nu suntem o biserică misionară și noi încă nu avem doctrină corectă. Dar, dragii mei, dacă o astfel de biserică care are toate aceste trei lucruri bine puse la punct și pentru care Domnul Iisus spune, da, așa este, vă laud pentru asta, știu faptele tale, știu răbdarea ta, ați făcut bine lucrurile astea. Și o astfel de biserică își aude după aceea cuvintele acestea, dar am ceva împotriva ta. Vă dați seama cât de înalt este standardul sfințeniei lui Dumnezeu? Dacă o astfel de biserică, Domnul Iisus are să-i acuze ceva, cu atât mai mult unor biserici care nici pe departe nu se compară. Haideți să ne uităm puțin, și anume la al patrulea lucru. Observația. Dar ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea din tâi. Și o să ne oprim aici, să ne gândim puțin, pentru că e un subiect de cercetare pentru noi astăzi. Biserica aceasta, în tumultul ei de activități, în dorința ei de a sluji, de a păstra învățătura bună, de a duce Evanghelia până în toată Asia, în dorința ei de a suferi, de a tăcea în suferință, de a primi prigoana, totuși își pierduse lucrul esențial, și anume dragostea pentru Domnul Iisus. Putem să avem toate lucrurile acestea, putem să ne dăm trupul să fie schingiuit, putem să facem, să avem toată credința, să avem toată cunoștința, dacă nu avem dragoste, Scriptura spune că nu suntem nimic. Iar măsura dragostei noastre este dragostea pentru Domnul nostru. Și o să stăm puțin să ne gândim la lucrul acesta. Dragostea aceasta este dragostea miresei pentru mirele ei. Dragostea de Dumnezeu este prima și ultima iubire adevărată. Așa trebuie să fie. Să iubești pe Domnul Dumnezeu tău cu toată inima ta, cu toată puterea ta, cu tot cugetul tău. Dragii mei, dragostea nu se poruncește. Nu poți să-i poruncești unei fete, iubește pe băiatul care ți l-am ales eu. Nu poți să poruncești unui băiat, băiatului tău, să spui, iubește pe fata care ți-am ales eu. Dragostea se câștigă, dar El ne-a câștigat dragostea. Noi îl iubim pentru că El ne-a iubit mai întâi. Gândește-te bine puțin, stai un moment și cugetă. Mai cunoști pe cineva care să fi murit pentru tine? Cel ce a murit pe o cruce, dovada dragostei sale a fost făcută. Cel ce a murit pe o cruce n-a fost nici prietenul tău, nici un om oarecare, nici măcar un înger, ci însuși Fiul lui Dumnezeu. Cel prin care toate lucrurile au fost făcute și se țin. El și-a dat viața pentru mine și pentru fiecare dintre noi. Pe drept, El merită să fie iubit. Dacă inima noastră este rece față de El, înseamnă că n-am înțeles încă jertfa de la cruce. Și nu-i de ajuns să-L fii iubit odată la început, ci trebuie să-L iubești cu cât mai mult avansezi în timp. Asta reproșează Domnul Iisus bisericii. Nu numai că nu mai ai dragostea aceea, dar ai avut-o înainte. Dragostea asta din tâi tu nu mai ai. Tu m-ai iubit, ce s-a întâmplat cu tine? Vreau să vă spun că sunt foarte mulți așa ziși creștini că niciodată n-au trecut printr-o dragoste, îndrăgostire adevărată de Domnul Iisus. Ei au venit la Domnul ca să fie mântuiți. Au venit de frica iadului. Au venit din orice alt motiv. Dar nu au simțit niciodată dragoste pentru Domnul. Și dacă te-ai pocăit cu adevărat, dacă crezi cu adevărat în Dumnezeu, testul tău este dragostea ta pentru Domnul Iisus. Ce simți tu când stai pe genunchi? Simți că inima ta se varsă în laudă înaintea Lui pentru că îl iubești? Asta e dragoste. Asta este dragoste. Și dacă n-ai avut-o niciodată în viață, nici măcar nu știi ce este dragostea din tâi. Oamenii aceștia știau ce este dragostea din tâi, numai că și-o părăsiseră. Domnul să ne facă parte să știm ce este dragostea din tâi. Amin. Și asta să fie dragostea și din urmă. Amin. Să fie dragostea noastră permanentă pentru El. Dragii mei, mai mult decât faptele noastre, El vrea să-I slujim. Mai mult decât doctrina corectă, El vrea să avem doctrină corectă. Mai mult decât suferința și El poate îngădui suferință. Mai mult decât toate acestea face iubirea noastră. În ultimă instanță, inima noastră va fi pusă la test. Și întrebarea care ni se va pune este întrebarea pe care o pune lui Petru. Simone, mă iubești? Fiecăruia dintre noi, întrebarea ultimă, măsura credinței noastre este aceasta. Mă iubești? Când ești tu singur cu Dumnezeu, ce simți față de El? Îți este inima rece?
Sau ți este inima plină de dragoste, fierbinte față de El? Numai aceia care iubesc pe mire vor avea parte de nunta Lui. Numai aceia care iubesc pe mire sunt cu adevărat mireasa sa. Prin asta se cunoaște, este o relație de dragoste. Prima poruncă din lege nu este să slujești, ci prima poruncă este să iubești pe Domnul Dumnezeul tău. Duhul lui Dumnezeu ne vrea cu gelozie pentru sine, dar în schimb ne dă un har și mai mare. Dumnezeu ne vrea în totul la Lui. Dragii mei, fie când s-a căsătorit sau cei care urmează să se căsătorească, când te vei căsători sau când te-ai însurat, dorința ta cea mai mare de la soția ta ce este? Să-ți facă mâncare și curat în casă? Nu. Dorința ta cea mai mare este să te iubească. Cu toată inima. Ți-ar plăcea ca inima ei să fie împărțită între tine și altă persoană? Dacă noi nu acceptăm standardul acesta, cum l-ar accepta Domnul? Dacă noi iubim lumea și lucrurile din lume, dragostea lui Dumnezeu, spune Scriptura, nu rămâne în noi. El nu acceptă o inimă împărțită. Nici măcar în două părți atât de inegale cum ar fi 99% pentru El și 1% pentru lume. El nu acceptă împărțire. El ne vrea cu gelozie numai pentru sine. Aceștia sunt creștini adevărați. Unii au zis creștinii adevărați se pocăiesc de frică. Nu, dragii mei, creștinii adevărați n-au teamă. Creștinii adevărați în perioada aceasta a prigoanei stăteau drepți în fața întregii prigoane, când îi îmbrăcau în zmoală și le dădeau foc, când le luau copiii și aruncau la lei, oamenii aceștia stăteau drepți înaintea cerului și înaintea oamenilor și spuneau, eu îl iubesc pe el. Și dragostea aceasta le dădea curaj, dragostea lor era dovedită prin fapte, pentru că îl iubeau, nu se temeau absolut de nimic, pentru că în dragoste nu este teamă. O astfel de dragoste este dragostea adevărată a bisericii. Dacă nu avem pe asta, restul e vorbărie. Putem să vorbim mult despre Dumnezeu, putem să vorbim mult din Scriptură, să luăm Scriptura dintr-un capăt la altul, să știm toată cunoștința, să avem toată știința. Nu ne folosește la nimic. Ai dragoste față de El? Când va veni El, dacă vine în seara asta, testul dragostei va fi cel care va decide dacă tu vei fi cu El sau dacă tu vei rămâne aici. Testul dragostei. Și observați, imediat o să vedem că biserica aceasta rămâne oarbă cu toate faptele ei, pentru că nu are dragoste. Dumnezeu spune, Domnul Iisus îi spune, îți voi lua sfeșnicul din locul lui. Te voi lăsa pe întuneric, vei ajunge orb. Și un orb este pierdut, dar el nu știe că este pierdut. Călăuzește pe un alt orb și merg împreună în groapă. Când îți pierzi dragostea față de Dumnezeu, ți-ai pierdut totul. Degeaba slujești, degeaba vii la biserică, degeaba cânți, degeaba faci tu ce ai face, poți să cânți la chitară, poți să cânți în cor, poți să predici Evanghelia la colțul străzilor. Dacă nu-L iubești pe El cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta, cu tot cugetul tău, în întregime, 100%, toată dragostea să fie numai pentru El, dacă nu e așa, ai trăit degeaba și degeaba te-ai numit creștin. Ești egal cu un om pierdut din lumea asta care nu-L cunoaște pe Dumnezeu. Domnul să aibă milă de noi. Și să ne facă bine înțeles lucrul acesta și taina aceasta dragostei sale. Aș vrea să mai spun câteva expresii ale dragostei din Vechiul Testament. În Psalmul 18 cu versetul 1 spune așa, te iubesc din inimă, Doamne, tăria mea. Când stai pe genunchi, cu ce ți începi rugăciunea? Poți să spui asta? Este primul verset al unei cântări de dragoste. Stai pe genunchi și spui, Doamne, te iubesc din inimă, Doamne, tăria mea. Pe Dumnezeu nu ai cum să-L minți. El știe dacă spui adevărul sau nu. Te iubesc din inimă, Doamne, tăria mea. Mi-a plăcut când a fost o descoperire și Domnul a zis, trei persoane de aici mă iubesc cu adevărat. O parte bună și o parte mai puțin bună. O parte bună că sunt trei persoane care îl iubesc cu adevărat. Dar ceilalți? Ar trebui să fie 30. Sau mai multe. Numai trei îl iubesc cu adevărat și ceilalți cum îl iubesc? Și mi-am bătut capul să aflu care vor fi cei trei. Mi-ar plăcea să știu că eu sunt unul din cei trei, dar nu știu. Și mi-au inima la analiză și mi-o cercetez și spun, Doamne, dincolo de tot efortul meu, de toată slujirea mea, de faptul că m-aș duce în misiune și am fost până aproape de marginile pământului, până în Peru, lucrul ăsta nu folosește la nimic. Dacă eu nu-L iubesc cu adevărat pe Domnul. Și înainte să vin aici, am stat înaintea Domnului și am spus, Doamne, să nu fie vorbele mele vorbe. Să fie realitatea inimii mele. Să pot spune ca psalmistul, te iubesc din inimă, Doamne, tăria mea. Autorul din Cartea Cântărilor arată cum este dragostea pentru Domnul Iisus. Dragostea adevărată. Dragostea aceasta este tare ca moartea. Darul ei este jar de foc. O flacără a Domnului.
Dragii mei, dragostea adevărată pentru Dumnezeu este o flacără a Domnului. Este tare ca moartea. Moartea nu poate birui. Asta e dragostea adevărată. Și noi îl iubim nu de frică, nu de frica iadului, ci pentru că îl iubim. Îl iubim pentru că El ne-a iubit mai întâi, pentru că El merită să fie iubit. Poți spune, Doamne, Tu toate le știi, știi că Te iubesc? Când Domnul te va întreba, mă iubești Tu? Ai acest foc în inimă pentru Domnul tău care te-a iubit până la moarte? Este foc în inima ta? Sau nu simți nimic? Poți să cânți, gura poate să cânte, gura poate să predice, gura poate să se roage. Inima mea, în adâncul ei, este plină de foc, nu pentru lumea pierdută, e bine și acesta. Nu pentru Evanghelie, e bun și acesta. E plină de foc, de dragoste pentru El. De aici vine toată slujirea. Dacă nu este dragoste, nu este nimic. Domnul să ne umple inimile de dragoste pentru El. El merită să fie iubit. În cântarea cântărilor mai spune așa, cuvintele noastre în momentul răpirii vor fi așa. Ascultați bine. Trage-mă după Tine și haide să alergăm. Împăratul mă duce în odăile Lui. Ne vom înveseli și ne vom bucura de Tine. Pe drept ești iubit. Amin. Domnul să ne umple de dragoste aceasta. Istoria mântuirii este istoria unei povești de dragoste. Cu un final fericit. Cei ce s-au iubit, mirele și mireasa, ajung în final, în odaia de nuntă, în casa Tatălui și are loc sărbătoare. Asta e istoria mântuirii. Și aș vrea ca fiecare dintre noi să fim acolo. Fiecare dintre noi să fim găsiți în ultima instanță cu o inimă plină de dragoste pentru El. Plină de foc. Când cerem focul Duhului Sfânt să ardă în noi, nu este pentru slujirea noastră, ci să ardă un foc de dragoste pentru El. Să fie dragostea aceasta o flacără, un jar de foc, o flacără a Domnului și să ardă înăuntru nostru și să ne mistuie pentru El. Căci altfel ne mistuim degeaba în lumea aceasta. Mai spune un lucru aici, și anume îndemnul sau porunca adresată bisericii. Dacă vezi că nu ai dragostea asta, ce să faci? Vă dați seama, dragii mei, biserica asta este o biserică mult superioară majorității biserici. Cred că 90% din bisericile de astăzi cad la testul acesta întreit, și anume, repet, misiune, al doilea punct, suferință, și al treilea punct, doctrină corectă. La toate aceste trei puncte, puține se încadrează, puține. Dar chiar dacă ai trece cele trei puncte, vă dați seama cât de sus e standardul lui Dumnezeu pentru biserică și pentru noi, rămâne al patrulea test și e testul fundamental. Dragoste. Foc pentru Domnul. Vom vedea că ultima biserică din Apocalipsa este o biserică care are o dragoste de care? Căldicică. Nici rece, nici în clocot. Domnul să ne ajute să fim în clocot pentru El. Dacă nu este așa inima ta, și pentru tine și pentru noi, este un îndemn în versetul 5. Adu-ți aminte, dar, de unde ai căzut, pocăiește-te și întoarce-te la faptele tale din tâi. Altfel, voi veni la tine și îți voi lua sfeșnicul din locul lui, dacă nu te pocăiești. Poți să-ți aduci aminte de unde ai căzut dacă ai avut vreodată dragoste pentru El. Dacă niciodată nu te-ai pocăit cu adevărat, niciodată nu L-ai iubit, viața ta a fost trăită degeaba. Și trebuie să te pocăiești acum, ca să știi măcar ce este dragostea din tâi. Dar dacă la început L-ai iubit, și acum nu-L mai iubești, nu poți să o iei de oriunde. Trebuie să te duci înapoi să renoți firul. Dragii mei, pe un fir de comunicație, cum era în al doilea război mondial, comunicațiile se făceau pe fir și uneori se întrerupeau. Trebuia să mergi pe fir până la punctul în care era întreruperea. Tăiai acolo și legai din nou firul. Mergi înapoi și vezi ce ți-a rupt dragostea față de El. Nu cred că este slujire. N-am slujit noi atât de mult încât să nu-L mai iubim. Poate ți-ai permis să te-l tratezi ca pe un străin în casa ta. Să treacă o zi și să nu stai împărtășit cu El. Să treacă a doua zi și nici atât. Și a treia zi și nici atât. Dar pe El nu-L interesează slujirea ta. Pe cât ți-ai vizitat, la cât de mult ți-ai vestit Evanghelia, îl interesează cât ai stat în fiecare zi, în vara aceasta, cu El. Numai cu El. Nu să-i aduci plângerile tale, ci să-ți verzi și inima de dragoste față de El. Ai vărsat lacrimi de dragoste să-i spui, Doamne, cât te iubesc. Asta este testul. Adu-ți aminte de unde ai căzut, du-te înapoi și observați de 5 ori celor 7 biserici le adresează acest cuvânt. Pocăiește-te. Pocăiește-te.
Fie că e pentru prima dată în viață, fie că este a doua oară sau a zecea oară sau a mia oară, pocăința e pentru toți, dragii mei. De unde nebunia asta că biserica sau oamenii din biserici creștini nu mai au nevoie de pocăință? Pocăința e pentru cei care sunt în biserici. De 5 ori spune asta. Este pentru noi. Dacă dragostea noastră nu este un jar înăuntru nostru, dacă nu e o flacără a Domnului, atunci trebuie să alegi la pocăință. Dacă nu, ești pierdut și mergi în întuneric și nu-ți dai seama. Adu-ți aminte de unde ai căzut, pocăiește-te și întoarce-te la faptele tale din tâi. Întoarce-te la dragostea ta din tâi. Întoarce-te la iubirea ta pentru El. Chemarea la pocăință este pentru noi astăzi și este mai întâi de toate vremea acum ca cei din casa Domnului, cei care suntem aici și cei care vor auzi vreodată cuvintele astea, cei din casa Domnului care se numesc creștini, ei sunt chemați la pocăință. Primii! Nimic nu se va întâmpla afară până nu se va întâmpla ceva înăuntru, până pocăiții nu se pocăiesc. Până cei care spun creștini, dar au inima rece, nu se pocăiesc. Până nu te pocăiești de lipsa ta de sentimente față de El. Cum să cânți o cântare fără să simți nimic? Cum să spui o rugăciune fără să se roage Duhul prin tine și să-ți vergi dragostea înaintea Lui? Cum să faci asta? E ca un chimbal zângănitor. Sună tare, dar nu-i nimic. Gălăgie în multe biserici. Nimic. Nu-i dragoste pentru Dumnezeu. Și spune Scriptura din ce cauză? Din pricina înmulțirii, fără de legii, dragostea celor mai mulți se va răci. Dragostea față de Dumnezeu se răcește atunci când apare păcatul. De aceea du-te și pocăiește-te. Și este timp de pocăință astăzi. Pentru fiecare dintre noi este timp de pocăință. Este un timp când să ne plecăm genunchii și să spunem, Doamne, ai milă de mine, curățește-mă și dă-mi dragostea aceea pentru Tine. Dragostea adevărată. Nu-i nimeni, nimeni nu te-a iubit cum te-a iubit El. Nimeni nu te va iubi în veșnicie cum te iubește El. Satana decât vrea să te distrugă, el nu iubește omul. Lumea îți oferă decât păcat și pofte și pe urmă te lasă sec. Singurul care îți oferă dragoste adevărată și căruia îi datorezi dragoste adevărată este El. El merită să fie iubit. Pe drept ești iubit, spune Scriptura. De aceea, să ne aducem aminte dacă este un punct în care ai căzut și să ne întoarcem la punctul acela. Punctul pocăinței, de unde începe totul. Există și o amenințare aici. Au, vezi, zice, o amenințare a Domnului, o amenințare a Domnului, spuneau în vremea lui Ieremia. Să nu ne mai vorbești o amenințare a Domnului, să nu ne mai amenințe prorocul Ieremia. Ba da, și Domnul spune, dacă poporul acesta va mai zice odată o amenințare a Domnului, toate lucrurile acestea vor veni peste el. Și aici Domnul Iisus este cel care avertizează și amenință. Atenție! Altfel, dacă nu te pocăiești, voi veni la tine, nu ca să rămân în mijlocul tău ca biserică, și îți voi lua sfeșnicul din locul lui, dacă nu te pocăiești. Ce trist! Sfeșnicul înseamnă și lumină, înseamnă și foc, înseamnă și Duh Sfânt, pentru că ceea ce ardea în sfeșnic era un delemnul Duhului Sfânt. O biserică fără Duh este ca un trup fără Duh, adică mort. Trupul fără Duh este mort. Și Domnul spune, dacă nu te pocăiești, voi veni și îți voi lua sfeșnicul din locul tău. Lipsa pocăinței în bisericile de astăzi a adus creștinismul în stare în care se află. Lipsa pocăinței. Multă gălăgie, multă vorbărie, multe studii, multe lucruri, dar lipsa pocăinței. De-aia creștinismul a ajuns numele Domnului de ocara vrăjmașilor lui Dumnezeu. Din pricina voastră este ocărât numele meu în fiecare zi printre neamuri. Spune în Epistola către Romani. Doamne, primește pocăința noastră sinceră și dă-ne o dragoste fierbinte pentru Tine. Amin. Ioel, capitolul 2, spune cum ar trebui să fie pocăința noastră. Și înainte de a aștepta pocăință de la alții, Dumnezeu așteaptă pocăință de la noi. Dar chiar acum, zice Domnul, întoarceți-vă la Mine cu toată inima, cu post, cu plânset și bocet. Sfâșiați-vă inimile, nu hainele, și întoarceți-vă la Domnul Dumnezeul vostru. Preoții slujitorii Domnului să plângă între tindă și altar și să zică, Doamne, îndură-Te de poporul Tău. Nu ne lua sfeșnicul, Doamne. Lasă-ne lumina, lasă-ne Duhul Sfânt și lasă-ne dragostea Ta fierbinte în inimile noastre. Amin. Expresia de încheiere, cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul, apare nu la sfârșitul epistolei, ci înainte de făgăduința dată celui ce va birui. Mai este ceva aici de spus. Și anume, îi mai dă un punct pozitiv, și anume,
Versetul 4, versetul 6, pardon. Ai însă lucrul acesta bun, că urăști faptele nicolaiților pe care și eu le urăsc. Cuvântul acesta, mulți s-au întrebat ce înseamnă faptele nicolaiților și cine sunt nicolaiții aceștia. Or fi unii din familia Nicolae? Foarte mulți. Nu e vorba de așa ceva. Este o expresie, iarăși o expresie idiomatică, o expresie compusă din două cuvinte. Nicheo, care înseamnă biruitor sau cuceritor. Și laios, care înseamnă popor, de unde a venit cuvântul de laici. Este împărțirea aceasta între cler și laici. Este vorba despre învățătura că la un moment dat biserica trebuie să se împartă în două. Unii laici și unii slujitori profesioniști. Dragii mei, asta a dus la distrugere bisericile astea de lume, care au icoane pe pereți și ierarhie bisericească, și asta duce la distrugere și bisericile evanghelice, în care există șef de cult, șef de arie, șef de zonă, pastor principal, pastor secundar, pastor adjunct, pastor de tineret, o întreagă ierarhie bisericească. Nu există așa ceva în Scripturi. Nu există. Și Domnul Iisus spune, faptele nicolaiților, împărțirea între cler și laici, eu le urăsc. Instituirea unor slujitori specializați, care se duc și fac din slujire o profesie, se duc la un seminar, învață 4 ani de zile și pe urmă ajung păstori profesioniști fără să fi câștigat vreodată un suflet, fără să fi iubit vreodată în viața lor pe Dumnezeu sau vreun suflet pierdut și dintr-o dată ajung mari păstori. Învățătura aceasta Domnul Iisus o urăște. Pur și simplu. Începerea formelor de ierarhie bisericească au distrus biserica timp de aproape 1600 de ani pe toată perioada Evului Mediu. Și o distrug și alții. Domnul urăște învățătura aceasta. Păstorul, care înseamnă și prezbiter, și episcop sau supraveghetor, același lucru, trebuie să fim foarte atenți. Aceasta este o slujire, nu o funcție. Este o, presupune umilire, nu înălțare. Să speli picioarele fraților. Să le asculți toate mărturisirile, să te împovărești tu, dar să fie ei eliberați. Înseamnă să fii servitor, rob, nu stăpân al turmei, cum marea majoritate se poartă. A păstori nu înseamnă a mulge bani și proprietăți și bunuri materiale. A păstori înseamnă a sluji în umilință, supus și smerit, așteptând răsplată de la Domnul. Chiar dacă tu ai trăit la un nivel mult mai jos decât turma. Supraveghetor nu înseamnă cap al bisericii. Este altul care este cap, și anume Domnul Iisus, slăvit să fie El. Amin. Învățătura aceasta Domnul Iisus o urăște și nu în mijlocul nostru cât timp vom trăi înainte să vină Domnul Iisus să ne ia acasă. Să ne facă Domnul biserica Lui, El să fie capul și noi trupul. Și dacă există supraveghetori, ei trebuie să slujească în umilință, în smerenie, știind că peste ei este un conducător, este un cap în fața căruia vor da socoteală nu numai pentru ei, ci pentru fiecare suflet în parte. Iar lucrul acesta te responsabilizează foarte mult. În final, ultima parte este versetul 7, și anume făgăduința pentru cel ce va birui. Celui ce va birui, îi voi da să mănânce din pomul vieții, care este în raiul lui Dumnezeu. Ce să biruiești? În cazul nostru specific de aici. Aici nu e vorba de a birui pe cei ce te prigonesc. Nu, biserica aceasta trecuse cu bine. Nu e vorba de a urâ învățătura împărțirii între cler și laici. Și pe asta o trecuseră cu bine. Nu e vorba de a birui lenea de a nu vesti Evanghelia. Și pe asta o biruiseră. Ci e vorba de a birui lipsa ta de dragoste. Asta să biruiești. Inima ta. Să ți-o frângi la picioarele Domnului Iisus, la cruce și să-i spui, Doamne, te iubesc din inimă, Doamne, Împăratul meu. Asta înseamnă biruință. Să-ți biruiești inima ta care este nespus de înșelătoare și de deznădăjduirea. Să-i cer lui Dumnezeu, Doamne, pune în mine o inimă nouă și un duh nou care să te iubească așa cum meriți să fii iubit. Dincolo de tot ce facem noi pentru El, rămâne un singur lucru, dragostea noastră. Iar dacă vom birui, făgăduința este pentru noi. Spune, ne va da să mâncăm din pomul vieții. Știți unde era pomul vieții în grădina Edenului?
în mijlocul grădinii. Curios lucru de ce Adam și Eva nu s-au dus să mănânce întâi din pomul vieții. Au mâncat întâi din pomul cunoștinței binelui și răului. Și după aceea îngerii, heruvimii care sunt puși acolo, Dumnezeu spune că trebuie să împiedicăm dar acum pe om să nu-și întindă mâna, să-și ia și din pomul vieții, să mănânce din el și să trăiască în veci. Geneza 3:22. Dar de ce nu au mâncat înainte? Greu răspuns la întrebarea asta. Poate Domnul ne va lămuri în veșnicie, acum cunoaștem în parte. Întrebarea este, de ce nu mănâncă oamenii din pomul vieții acum? Pentru că pomul vieții este Domnul Iisus. Cine mă mănâncă pe mine, cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu, cine se hrănește cu mine, are viața în el însuși. Dacă noi ne hrănim cu Domnul Iisus, cu jertfa Lui, dacă El este hrana noastră, dacă noi suntem una cu El, noi gustăm din pomul vieții. Și la sfârșit, în cartea Apocalipsa, în aceeași carte, la capitolul 22, se spune așa, versetele 1 și 2, și mi-a arătat un râu ca apa vieții, cu apa vieții limpede ca cristalul, care ieșea din scaunul de domnia lui Dumnezeu și al mielului. În mijlocul pieței, cetății și pe cele două maluri ale râului, era pomul vieții, rodind 12 feluri de rod și dând rod în fiecare lună, și frunzele pomului slujesc la vindecarea neamurilor. Amin. Celui ce va birui, îi voi da să mănânce din pomul vieții, care este în raiul lui Dumnezeu. Iar cine mănâncă din pomul vieții, în veci nu va muri. În veci nu va muri. Domnul are mari făgăduințe pentru cel ce va birui în toate cele 7 biserici. Una dintre făgăduințe este mai mare decât cealaltă. Și pe măsură ce crește, ce avansăm în studiu, vom vedea că făgăduințele cresc și ele în intensitate. La un moment dat spune, celui ce va birui, îi voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie. Dragii mei, chemarea bisericii este atât de înaltă. Avem o chemare, aici nu e vorba de a scăpa de iad. E vorba de a sta cu Domnul Iisus pe scaunul lui de domnie, de a fi una cu El. Taina aceasta este mare, spune Apostolul Pavel, vorbesc despre Hristos și biserică. Când se va arăta El, vom fi ca El, pentru că îl vom vedea așa cum este. Mari lucruri sunt puse în fața celor ce cred și în fața celor ce iubesc. Însă nu putem imita nici pocăința, nici dragostea. Ori sunt reale, ori sunt artificiale și atunci n-au nicio valoare. Domnul să ne facă parte de o pocăință reală și să toarne în inima noastră o dragoste reală pentru El. Pentru că făgăduințele Lui, nespus de mari și scumpe, sunt foarte, foarte aproape. Sunt pe cale de a se împlini și aș vrea să le împlinească cu fiecare dintre noi, dacă în momentul acela vom fi gata. Amin. A Lui să fie slavă. Amin.